A fost descoperită călătoria în timp, așa ai fi tentat să crezi dacă te uiți la noua versiune a robotului umanoid Atlas de la Boston Dynamics. Pare că e venit din viitor, ca în filmele Terminator sau alte scenarii SF. Noua versiune a lui Atlas l-ar face invidios și pe cel mai tare contorsionist din lume, zici că este făcut din plastilină. Nu mai are elemente hidraulice, e complet electric și se poate roti la 360 de grade pe toate axele, fără nicio constrângere. Evident, în epoca AI, e dotat și cu inteligență artificială. E cel mai agil robot construit vreodată, se laudă creatorii lui de la Boston Dynamics și de la Hyundai, care au colaborat la construcția lui Atlas. Dacă nu ești genul de om care își face scenarii apocaliptice, nu ai decât să speri că, în cel mai scurt timp, l-ai putea avea pe Atlas drept companion sau ajutor casnic. Face tot felul de munci și nu se dă în lături să ridice greutăți pe care omul nici nu ar putea visa să le clatine măcar. Destroy that robot. Burn it to ash. You think you're real? You don't get away with this. He's special! Scoțienii s-au gândit să-i conceapă și o parteneră pe măsură lui Atlas. Se laudă cu cel mai avansat robot umanoid, dotat cu inteligență artificială. E vorba mai exact de o roboțică pe nume Ameca, pe care o plimbă prin școli, așa cum l-am plimbat și noi pe Ion al lui Ciucă. Ameca a fost dezvoltată la Universitatea din Edinburgh. Ameca este descrisă ca fiind capabilă să interacționeze cu oamenii într-un mod natural și atrăgător. Și spun ei că expresiile faciale, eu spun ce eu citesc din ei, da, expresiile faciale includ stilul jucăuș și meditativ. Văd. Ei, asta așa o descriu. Să ne împrietenim mai mult, nu. Să ne împrietenim mai mult cu oamenii. Nu sperii copiii, sperii adulții. Copiii sunt fascinați de roboți. Copiii sunt fascinați de tot ce înseamnă robot mișcător, plimbător prin casă, de tot ce înseamnă... Da, pentru că ei nu disting ca noi frumosul de urât. Și bineînțeles, este subiectiv oricum. Pentru unii e frumos, pentru alții e urât. De-aia mă plac pe mine copiii, nu? Pentru că ești foarte frumos, Alexandru. Sigur. Iacob, vreau să te bag la joc, da? Pe tine te sperie, știu că ești pasionat de AI, dar când te uiți așa la rapiditatea până la noi cu care se dezvoltă acești roboți umanoizi, te sperie, nu știu, că îți vor lua job-ul, că îți vor lua iubita, casa, familia, rolul pe acest pământ. Uite, a zis Mihail o chestie foarte interesantă, cum că atunci când ești copil, admiri cumva mult mai mult... roboții respectiv sau cel puțin ești fascinat de toată treaba asta. Și nu te așa speri, eram și eu. Îți place. Eram mic și apăreau... Când eram mic, era un film foarte popular pe vremea aia, nu știu dacă l-ați văzut, se chema Iron Giant, care arăta cumva relația dintre un copil și un robot aterizat pe planeta Pământ. Și mie mi se pare că cumva, având în vedere că copiii consumă și foarte mult entertainment și pentru că noi, fie ca copii sau ca adulți, am proiectat cumva în filme și în povești relaționarea asta dintre om și robot umanoid, de aia se și întâmplă. Adică gândurile astea și proiecțiile astea nu au venit din neant. Avem un motiv clar pentru care noi ne-am imaginat că vom ajunge în punctul ăsta. Și da, mi-este și frică, dar cred că mi-e frica aia de nou. Am frică de nou în ideea în care... o văd întâmplându-se și tocmai pentru că e nou mă sperie, dar eu văd un viitor în care vom fi asistați de ei, nu în care vor înlocui pe deplin orice industrie. În schimb, uite, dacă ne uităm la fabrici sau la genul ăsta de joburi, acolo este posibil să se automatizeze complet genul ăsta de muncă. Dar în rest, uite, în chirurgie, de exemplu, eu văd să ai roboți care să te asiste, poate dacă ai un... magazin de ca și ceasornicar sau ca și bijutier și ai de operat mai multe lucruri deodată, poți să operezi tu, să zicem, asupra unei bijuterii și în rest ai încă un robot care să te ajute cu încă câteva task-uri. Deci,
Răspunsul undeva la mijloc, în sensul în care vor dispărea câteva joburi, dar la nivel extrem de jos. În rest, eu văd colaborare între om și robot în viitor. Și referitor la copii, tu vorbeai de când erai tu copil, dar gândește-te cât de mult a, trecut, adică. cât de mult a avansat acum tehnologia. Copiii din ziua de astăzi cresc cu roboți și asta li se pare lor normal. Ei se joacă cu Siri de parcă e sora lor. Siri sună pe mama. Vezi că Siri... există și sora separat de la Adobe. Lor nu li se pare nimic anormal cum ni se pare nouă. Sau uite, de exemplu, cum ți s-ar părea ție când o să vezi aceste imagini. Da, cu uite, așa și la noi. Scuze, da. Nu, Iacob, spune. Iacob. Scurt de tot, voiam să spun că la noi diferența asta majoră a fost cu telefonul, că noi n-am mai depus după aceea efort în a alerga către persoana iubită până la apartamentul lui sau ei, și luam un telefon în mână și rezolvam problema. Iar pe vremuri trebuia să fugi poate și 2 km să ajungi la el ca să rezolvi treaba asta. Așa și diferența acum cu copiii care apar în ziua de astăzi, ei deja cresc în spațiul ăsta. Și nu o văd ca pe o diferență așa cum o vedem noi. Ce rezolvați voi prin telefon? Că nu înțeleg. Cred că ați înțeles greșit. Tinerii din ziua de astăzi, lucrurile nu se rezolvă prin telefon, da? Fugi acolo până la fată. Păi Iacob fuge, n-ai văzut că ne-a spus că aleargă. Hai, arată-ne acel video. Da, roboții. Hai să-l vedem. Trebuie să te dai un pic. Ah, ăla e chiar un robot? Exact. Aruncă la? Coș. Opa. Ah, dar se și plimbă pe teren. Bine, el e un pic mai încet. Încă nu e updatat, avansat. Dar oricum, ne îndreptăm spre asta. Virgil, te sperie? Te-ai duce la un meci din ăsta între roboți? Nu știu dacă m-aș duce la un meci între roboți. Deja sunt meciuri între roboți în telefon. Adică copiii noștri se joacă cu roboții. Nu se joacă cu roboții fizici, dar cu boții din telefon se joacă. Ia, apropo de... Da, îl știu și mă sperie că eu a trebuit să arunc un milion de aruncări până să o bag în col și așa. Copilul nu se sperie de robot pentru că nu are imaginea apocaliptică despre Doomsday și nu-l vede ca pe o amenințare. Acum, și noi putem să alegem dacă ți-a job-ul. Dar, într-un mod optimist, nu știu, pun un scenariu. De ce ne uităm că e un lucru rău că ți-a job-ul? De ce nu ar putea să fie un lucru bun pentru că ai mai mult timp de hobby-uri? De ce nu ar putea să te gândești că partea grea o fac roboții ca noi să facem partea frumoasă pe care ne-o dorim? Nu zic că asta se va întâmpla. Nu zic că acel ajutor social tehnologic va exista. Dar de ce am pus rău în față? De ce augmentarea nu este un lucru bun? În sănătate, în faptul că cei care n-au mers până acum poate să meargă. În faptul că cei care n-au văzut poate să vadă. Păi i-am pus rău în față și din cauza creatorilor de tehnologie. Gândiți-vă la Elon Musk, care a spus că inteligența artificială o să distrugă omenirea. El este unul care investește în inteligența artificială. Din momentul în care se creează și un marketing în care nouă trebuie să ne fie frică de tehnologia asta care vine din urmă, evident că omul începe să o privească cu alți ochi. Da, nu știu, eu sunt atras de tehnologie, folosesc GPT-ul, mă uit, dar nu știu dacă o știți pe Any, e tot așa un AI care îți răspunde și are, te și ascultă și pe telefon și are gesturile astea umane așa în care zâmbește, te face confortabil. Da, sunt sigur că și un cuțit poți să-l folosești să omori pe cineva sau să tai o salată sau să sculptezi ceva sau știu eu ce. Sunt sigur că vor fi niște probleme de folosință, de fake news, de lucruri. Sunt deja și vor fi din ce în ce mai mai greu de
digerat și gestionat, dar oricum, haideți să sperăm că se va întâmpla acea reglementare despre care se vorbește, te rog. Uite, o utilizare bună a robotului. Te duci cu el la meci ca să nu mai mergi singur. Ai rezolvat problema la Barcelona. Lasă-mă, bată pe spate. Nu plânge Mihaela, nu Ana, că nu mă cheamă Ana.